După ce aștept Elina. După pizza. Ce-am făcut aici? Fără plouă. De ce-am făcut aici? Urâtă vreme. Da. Alina trage pe nas. Pentru că este răcită, nu altceva. Revenim la școală. Ce ai zis? Revenim de la poartă la școală. A răcit, umor. Au! Bine, fiii, doamne, cu el, da, cu el. Da. Haideți să-l întârziem și noi, vă pupăm și continuăm de acasă când Alina se va întoarce de la școală. Da. Ai umbrelă? Da, e aici. Okay. Ah, ce caldă e asta? Păi acum a scos-o de la cuptor. Vă pupăm. Alina a venit de la școală. Da, nu mi-am dat seama că mă obișnuiesc. Ce ai făcut la școală? Despre ce? Despre matematică, religie, da, astăzi a făcut doamna cu noi că domnul de religie n-a putut să vină și n-a făcut religie, a făcut teste. A făcut teste, după aia matematică, dezvoltare personală și muzică. Am înțeles. Și mai târziu ce o să faci? Să fac temă. După ce te schimbi? După ce mă schimb... O să mănânc, o să mă spăl pe mâini. Mai târziu o să-mi fac și tema. Mai mergi la patroană? Da. Cum te-ai simțit aseară cu ea acolo? M-am simțit bine. Ești fericită de când a venit patroană? Da. Am înțeles. Hai, te schimb și după mai revenim cu altceva. Dragi prieteni, sunt la un nou vlog alături de mine, de Olga. Vă pupăm! Și de patroana, bunica mea. Prieteni, mi-am făcut foc în sobiță, să vedeți. Mi-am făcut căldură. Mie îmi trece, uite focul. Uite focul. Da. Și mi-e caldă soba asta, mi-a făcut-o bărbatul meu. E foarte frumoasă. Și bag o mână de lemne și fac căldură. Și vine omul acum să plătesc lemnele, să-mi aducă lemne. Prieteni. Vine acum, m-a sunat să vină că mi-a dus Olga bani și dau la om să iau o mașină de lemne, băgăm câte o mână de lemne și facem foc, că curentul e scump. Da. Nu putem să trăim să facem căldură cu curent. Cu foc, cum făceam înainte, din bătrâni. Uite, bagi o mână de lemne și faci și gata. Ce poți să ții curat, pui o lădiță acolo și pui lemne în ea și o roabă de lemne și faci căldură. Ce să facem? Asta e, da. Prieteni. Hai, sănătate, vorbiți cu Olguța. Olguța, tu ce zici? Ce? Tu ce zici? Ce să spun? Mulțumim la toți fanii tăi că se uită la canalul tău, să te urmărească, că ești nepoțica noastră, ești sângele nostru. Vință de ananas, tot ca noi. Ești o fată norocoasă, deșteaptă. Vă spunem ceva, adică să vă mulțumim cei care s-au rugat pentru patroana să iasă. Care v-ați rugat pentru noi să vă dea Dumnezeu sănătate, fanii lui Albinus, ai noștri care ne urmăriți. Și vă rog frumos să ne urmăriți în continuu, că vă rugăm de sănătate, ca să putem să trăim și noi, că ne urmăriți pe toate globurile noastre. Vă dea Dumnezeu sănătate și bucurie în familie, care v-ați rugat pentru mine. Mă rog și eu pentru dumneavoastră, când mă rog pentru copiii mei și pentru mine. Că Dumnezeu m-a eliberat, că m-a văzut bolnav să nu mor pe acolo. Și Dumnezeu mi-a bucurat inima. Așa bucură să scapă și copiii mei. Tot Dumnezeu. Și pe Albinuța să o bucură Dumnezeu. Ce să fac? Vă mulțumesc mult pentru Albinuța, că îi urmăriți canalul. Cu ajutorul dumneavoastră, Albinuța este mai fericită după mesajele care îi trimiteți, o subțineți, îi dați putere să crească mare, cu minte și fericită. Și vă mulțumim.
și Dumnezeu să fie cu voi și cu Albinuța, să-i ajută să filmează de acum încolo pentru voi. Când am venit dincolo în casa mare, la bunica, bunica e afară, și aș vrea să vă povestesc ce am făcut la școală. La școală m-am zis dimineața să punem și o părticică aici. În clasă ce-am făcut, prima oră aveam religie și n-a putut să ajungă domnul de religie și am făcut cu doamna un test, care avem necretul de teste. După am făcut matematică, am prezentat tema. După aia am făcut dezvoltare personală și după aia am făcut muzică. Și cam atât la școală, a venit mama și m-a luat. Am stat puțin și acasă, după aia am venit la bunicii mei, adică la bunica Anca și la bunica Patroana, că bunicii, dar știți și voi. Prieteni, dacă vreți să mai lăsați comentarii frumoase, vă mulțumesc și pentru cele care deja le-ați lăsat frumoase și care vreți să le lăsați, vă mulțumesc din toată inima și mai ales că v-ați rugat pentru Patroana ca să iasă și a dat Dumnezeu și a ieșit. Și prietenii, așa mă simt eu bine, cum fac vloguri, cum stau cu mama, cu bunica, Patroana, cu Anca, bunica. Și a spus dacă vă place rolling-ul meu, deci l-am de un an și l-am purtat, da, odată știu că l-am purtat și asta este a doua oară de când l-am luat pe mine și ia uite așa este de frumos, deci și acum este după mine. Deci ia uite așa de frumos, deci e foarte frumos. Și mai ales că am niște blugi negri, scrieți în comentarii dacă vă place. A venit cineva afară. Hai să ieșim să vedem dacă a ajuns. Stai să vedem că trebuie să vină, să vină Cătă. Așa că am zis, m-a trimis Olga, Olguța, să văd dacă a venit. Așa, da, a venit. Nu, n-a venit, l-am confundat eu Duba din greșeală. Duba cu alu Marco. După aia am văzut la numele și nu e. Da, noapte. E noapte afară. Prieteni, dacă mă încurc, scuzați-mă. Afară e noapte și că tot n-a venit. Mai durează. Unde s-a dus Olguța? Doamne! Eu mă duc să ia afară la poartă, eu crezi că nu vine în bucătărie, că nu vine în bucătărie de sedusă. Așa. Olguța! Olguța, unde ești? A sucăr din casă. Vorbește la telefon. Credeam că s-a dus după Cătă, dar nu. Hai să mergem în bucătărie. Așa. Hai de-o Luguța. Dacă vlogul acesta, nu uitați să dați un mare like și să vă abonați. Pa, pa! O zi frumoasă!